Bun găsit la știri, să urmărim care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. A făcut efort și a cedat inima. Criminaliștii și medicii au fost la fața locului. Descoperirea a fost făcută de către vecinii bărbatului. Ei l-au căutat la apartament, dat fiind că nu mai răspundea la telefonul mobil. Și-a găsit sfârșitul în propria casă. Un bărbat de 61 de ani a fost găsit de vecina seară în jurul orei 18:30, mort în locuința lui, din blocul cunoscut ca fiind al IMMR-ului. Medicii de pe ambulanța din Pașcani au venit la fața locului, însă nu au mai putut face nimic și a fost declarat decesul. Polițiștii fac cercetări, iar corpul neînsufletit va fi dus la morga din Pașcani, pentru că medicul de familie a constatat decesul, deoarece bărbatul era în evidențe cu boli cronice. Vecinii lui Dumitru Bran spun că acesta ar fi făcut un stop cardiorespirator. El a fost văzut ieri la miază când căra câteva bidoane cu apă de la izvorul de la poliție. Pentru că nu răspundea la telefon, cunoscuții au intrat pe geam și l-au găsit întins pe jos, pe covor, fără suflare. Bărbatul nu consuma alcool. El era divorțat și avea 2 copii majori. Un funcționar public din primăria Pașcani este pe cale de a fi dat în judecată de o femeie. Ea susține că salariatul instituției i-ar fi vorbit urât de nenumărate ori, iar din cauza supărării a avut nevoie de îngrijiri medicale. Povestea a fost relatată astăzi la audiențele susținute de viceprimarul Gabriela Nedelcu. Femeia susține că atunci când a încercat să depună un dosar pentru Comisia de Verificare Medicală, Vasile Cardaș, funcționar al Serviciului de Asistență Socială, ar fi jignit-o și a aruncat actele pe jos. Domnul Cardaș, totdeauna poziționat așa într-un loc mai josnic, de câte ori veneam și îi ceream câte un sfat sau ceva care era legat de biroul dânsului. Când mă vedea proastă, retardată, toate cuvintele posibile. Și nu odată, de mai multe ori. Pășcăleanca Nișoara Selevestre povestește că ultimul incident avut cu angajatul primăriei a fost chiar săptămâna trecută în fața sălii de sport de la stadion. Atunci femeia a vrut să-l întrebe de un dosar, însă Vasile Cardaș s-a enervat așa de tare încât a vrut să o lovească. Săptămâna trecută, mergând la stadion, m-am apropiat mai mult văzându-l că e acolo ca să întreb de un dosar. Că eu, ca să îmi înfrâng emoțiile, am căutat să-l fac bun și i-am spus: domnul Cardaș, dumneavoastră sunteți un om bun. Și în momentul când mi-am zis că este om bun, poate o fi crezut că l-am luat în râs, dar eu nu l-am luat în râs, am făcut-o cu bună credință, o făcut cu mâna la mine să mă lovească. Și m-am speriat, am pus mâinile ca și cum m-aș închina și am cerut iertare. Funcționarul acuzat neagă cele spuse. El susține că a ajutat-o pe femeie să-și întocmească dosarele pentru comisie. I-a dus actele de mai multe ori la ea și că nemulțumirile ar fi din alte motive. De ce credeți că vine acum cu acuzații de asta? Cred că răutăcioasă fiind că am ajutat-o documentele. Nu s-au dus la Iași pentru o hârtie, eu hârtie de la Iași. Și le găsesc aici, că eu de multe ori le spun acolo, Iașul e aici. Spuneți. Eu am ajutat-o, eu am vorbit și acolo, a zis că hai să o ajutăm pe fica. Dar neștiind că fica pleacă în Italia și eu rămas responsabil cu cazul acela. Cine vreți să o dea în primire, ca și răspunzele lui Selevestru, să o facă. Dacă conducerea instituției nu va lua atitudine, femeia intenționează să se adreseze instanțelor de judecată. Doar atâta, să aduc la cunoștință, să văd și eu ce măsuri să ia, dar s-ar putea să-l dau în judecată. Reprezentanta primăriei vrea să medieze acest caz. Gabriela Nedelcu a propus o întâlnire săptămâna viitoare între cele două părți pentru a afla adevărul. Uite, eu dirijez către domnul Harila pentru că este responsabil de acest departament și propun ca într-o zi să vă sunăm, să venim. Să ne întâlnim împreună cu domnul Carlu și să lămurim situația. E bine? Și eu consider că e bine, da? Menționăm că în acest an niciun angajat al primăriei nu a fost sancționat disciplinar, deși aproape la fiecare ședință de audiențe contribuabile sunt nemulțumiți de modul în care le sunt rezolvate solicitările. Regia Pășcăneană de Termoficare caută cu disperare 200.000 de lei pentru achitarea unei facturi restante la gaz. Termenul de plată expiră mâine, iar dacă înțelegerea nu este onorată, Pășcăneni ar putea rămâne din nou fără apă caldă. Pentru rezolvarea problemei, conducerea regiei caută soluții pentru a încasa în avans subvenția la căldură pentru lunile noiembrie și decembrie din acest an, deși plățile pot fi făcute doar după realizarea producției. În același timp, doar de la primii 6 restanțieri, dacă ar fi recuperate debitele, banii ar fi suficienți pentru achitarea facturii.
Peste 3.000 de familii din Pașcan ar putea rămâne fără apă caldă din 17 septembrie dacă până atunci regia locală de termoficare nu va face rost de aproape 400.000 de lei pentru achitarea facturilor restante la gaz. În cursul zilei de astăzi, directorul societății s-a întâlnit cu primarul municipiului și juriștii, dar și contabilii societății pentru a găsi o soluție definitivă de finanțare de la bugetul local. Asta după ce consilierii locali au rectificat bugetul și au adus din trimestrul 4 în 3 suma de 200.000 de lei subvenția la căldură pentru noiembrie și decembrie. După câteva ore de discuții, s-a ajuns la concluzia că transferul banilor în contul regiei nu poate fi făcut în avans și că este foarte posibil ca producția estimată să fie mai mică, așa cum a fost anul trecut, iar regia să fie nevoită să dea bani înapoi. Pentru preîntâmpinarea întreruperii gazului, directorul RAGCL Pașcani împreună cu primarul municipiului vor să convingă conducerea districtului Gaz Sud să accepte o eșalonare a datoriei. În acest sens, este programată o întâlnire săptămâna viitoare. Așa cum vă spuneam, m-am întâlnit cu domnul primar. Noi avem o situație delicată și suntem în imposibilitatea de a plăti și de a achita gazul. Iar dacă discutăm despre gaz, e vorba de furnizorul nostru și sunt în momentul ăsta ca și datorii comerciale, datoria pe care avem la furnizorul actual de gaz, repet, aproximativ 400.000 de lei. Chiar dacă facturile restante la gaz vor fi eșalonate la plată, regia nu scapă de probleme. Are două titluri de blocare a conturilor, iar până acum problemele nu sunt rezolvate, toți banii primiți de la instituțiile unde va furniza căldura vor fi executați. Am intrat în această, să spunem, spirală descendentă sau în acest colaps, începând cu luna august, când conturile noastre ne-au fost oprite și clienții noștri ne-au fost blocați la plată de către compania Preservapa pe un proces pierdut de noi, deci pe o hotărâre de judecătorească, iar imediat am primit o poprire și din partea ANAF-ului. Fără nicio altă perspectivă, regia pășcăneană continuă totuși să furnizeze servicii răuplatnicilor care nu și-au achitat facturile de 10 de ani de zile. Numai de la primii 10 din capul listei, dacă s-ar încasa restanțele, ar fi bani suficienți pentru achitarea facturilor urgente. Conform tabelului publicat pe site-ul bittv.info, sunt peste 100 de familii care au datorii la căldură de peste 10.000 de lei. Unii dintre ei au ajuns și la jumătate de miliard de lei vechi, dar primesc în continuare apă și căldură. Directorul RAGCL spune că nu-i poate debranșa și că sumele trebuie recuperate în instanță. Dar este foarte, foarte, foarte greu să încasăm din debitele vechi. Am făcut tot felul de acțiuni și știți foarte bine și am avut și suportul dumneavoastră mass media, am anunțat scutiri de penalități în anumite condiții. În condițiile în care cineva venea și plătea integral, penalitățile erau șterse integral. Am făcut eșalonări, dar nu putem sau nu pot eu ca societate să mă duc să bat la ușă și să intru peste om în casă și sunt procese pe rol, sunt procese care sunt definitive, sunt procese sau mă rog, hotărâri care sunt definitive, sunt hotărâri care au fost investite, sunt hotărâri care au fost date la executor, fiecare se află într-o anumită etapă, domnule. Redă vina pe politicieni pe motiv că au făcut protecție socială în loc să fie luate măsuri. Ceea ce vedeți acolo este soldul neachitat. Vreau să vă spun că parte din suma aia e prescrisă. O altă problemă este scăderea numărului de abonați și implicita producției în condițiile în care iernile sunt tot mai calde. Și de această dată vina principală ar fi a politicienilor, nu a celor care au condus regia, pe motiv că ei i-au îndemnat pe pășcăneni să se debranșeze. Da, și noi am făcut, să spunem, sistarea temporară a serviciului, pentru că legea 325 așa prevede. Deci nu putem să oprim definitiv, să spunem, furnizarea energiei. Adică vă obligă legea să furnizați în continuare la cei care nu-și achită facturile? Și legea ne obligă să furnizăm energie termică. Pe de altă parte, legea ne obligă să ne recuperăm datoriile. Deci nu vreau să mă discut nici pe mine, nici cei dinaintea noastră, dar poate că dacă ar fi fost, să spunem, mai aplicați pe astfel de datorii, pe recuperarea acestor datorii, poate ar fi fost mai bine. În aceste condiții, soarta regiei pare să fie pecetluită. Managerul regiei spune că în acest ritm, sistemul centralizat de încălzire ar mai rezista cel mult 5 ani de zile. Da,
Așa cum spuneam, soluția va trebui să fie o soluție cel puțin tripartită, da? O puteți descrie în cuvinte, pragmatic, dincolo de cuvinte? Pentru da, dincolo de cuvinte înseamnă doar o întâlnire în cel puțin trei părți, municipalitate, furnizor și noi. Ar fi grozav, da, ar fi grozav dacă ar fi implicat inclusiv, să spunem cineva, un reprezentant al puterii centrale. Menționând că și anul trecut, RAGCL a avut aceeași problemă, dar până la urmă facturile au fost achitate cu bani de la bugetul local. Conform raportului de activitate, regia a încheiat anul 2015 cu pierderi de aproape 1,6 milioane de lei. Mai mult, în fiecare an, gaura financiară a regiei crește cu aproape 1 milion de lei din penalități și majorările de întârziere calculate pentru neplata la timp sau deloc a datoriilor. Continuă investițiile în comuna Tătăruș. În doar câteva luni de zile a fost construit un pod de piatră ce face legătura între două sate. Construcția din piatră a fost sfințită astăzi, la eveniment fiind prezenți localnici, ingineri, proiectanți, constructori și administrația locală. Preoții locului au făcut slujba și au binecuvântat. Moment important astăzi în comuna Tătăruș, podul de lemn ce leagă două sate a fost construit de la zero, de această dată din piatră, cu amenajarea albiei și carosabilului și de mare rezistență, fără a fi restricții pentru mașini mai grele. Vedem rezistența acestui pod și cred că rugămințele o să le asculte bunul Dumnezeu ca apele să nu lea niciodată, cel puțin cât vom fi noi aici pe pământ. La eveniment au fost toți cei care s-au implicat la construirea lui, iar fiecare pe rând a luat cuvântul. Unii au spus că podul s-a construit în condiții grele și că au fost probleme de debit, fundație și teren. Alții că după atâta muncă s-a finalizat cu succes investiția, iar constructorul, de exemplu, că așteaptă următoarea provocare. Asistat la execuția podului acesta, condițiile n-au fost dintre cele mai ușoare, au fost probleme de debit, au fost probleme de fundații, de au fost depășite prin implicarea proiectantului, a executantului și a administrației locale. La un moment dat s-a pus problema necesității unor lucrări suplimentare, s-a rezolvat mulțumită administrației locale. Într-adevăr, condițiile au fost mai dificile, dar ca firmă noi suntem obișnuiți și așteptăm și următoarea provocare. Cu multă plăcere! Foarte mult că s-a finalizat cu succes și din punct de vedere calitativ lucrarea și tot ce am pus pe hârtie s-a pus în practică și nu în ultimul rând pentru implicarea în activitate și a domnului primar privind buna desfășurare. Reușim să realizăm acest obiectiv care arată astăzi cum îl vedeți dumneavoastră la ora actuală, datorită unei bune colaborări între proiectant, constructor și administrația locală. Toți au încercat să se implice din punctul lor de vedere. A fost o înțelegere foarte bună, toți au înțeles că trebuie să obținem o lucrare de rezistență și calitativă. Ca la orice eveniment de acest gen au fost prezenți și preoții din localitate. Ei au făcut o slujbă de sfințire și au felicitat administrația locală pentru toate modernizările și investițiile pe care le face în comună. Binecuvintează și se sfințește podul acesta cu harul Preasfântului Duh. Preslăvirea cu aceasta a fost sfințit, având pe ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, ocrotitorii comunităților noastre. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu a lipsit nici tăierea panglicii. Costel Iosub, alături de constructor și reprezentantul Inspectoratului în Construcții Iași, a oficiat acest moment în aplauzele celor prezenți. De domnul primar? Da. Ce am dat drumul? Mai o bucăție. Haideți să ne aplaudăm un pic. Așa, am făcut-o. Investiția a costat 500.000 de lei cu bani de la guvern, din care 50.000 de lei finanțare din bugetul local. Termenul de finalizare a lucrării era anul viitor. Primarul comunei Tătăruș, Costel Iosub, spune că atunci când vrei să faci un lucru în comună pentru oameni, îl faci. E adevărat, lucrarea acestui pod trebuia să ducă pe parcursul unui an de zile, dar în timp record, de câteva luni de zile, am reușit să-l finalizăm fără a
face rabat de la ceea ce înseamnă calitate, cantități și, cum spuneam mai devreme, trebuie să recunoaștem că încântă și ochiul. Deci este o lucrare de artă. Menționăm că de lucrările de reabilitare și modernizare a podului s-a ocupat proiectantul Proiectana SRL Iași Constructor Apolador 2003 SRL, iar lucrarea avea termen de execuție un an de zile. Catedrala Ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh din Pașcani, aflată în construcție încă din anul 2002, ar putea primi un nou ajutor din partea administrației locale. Asta după ce protopopul Pavel Postolache a anunțat zilele trecute că banii primiți în acest an de la primărie și guvern prin Consiliul Județean sunt pe terminate. Primarul Dumitru Pantaze a fost astăzi pe șantier pentru a vedea stadiul lucrărilor și a promis că va propune consilierilor locale alocarea unei sume de bani de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor. Și împreună cu părintele Protopop am venit la acest șantier pentru că, așa după cum bine cunoașteți, și Consiliul Local, Primăria Municipiului Pașcani, a alocat o sumă de bani la această investiție și vom mai aloca în continuare, astfel încât acest obiectiv de investiții să nu se blocheze. Rectificarea bugetară ar putea avea loc luna viitoare, dar deocamdată nu se știe despre ce sumă este vorba. Ideea este de a continua să finanțăm acest obiectiv de investiții, dar în luna septembrie nu putem face rectificare de buget, să redistribuim fondurile, pentru că abia în octombrie este prima lună, este luna când putem să facem rectificare de buget pe intervenții la investiții, la fondurile de la investiții. Preotul Pavel Postolache a arătat ce lucrări au fost terminate până acum. În prezent, catedrala este finalizată în proporție de peste 50% la interior și 40% la exterior. Sunt însă și compartimente, cum ar fi spațiul liturgic de la demisol, unde se fac finisaje, pentru ca în cel mai scurt timp acolo să se facă slujbe. În exterior, nu zic 80%, zic 40% în exterior și 60% sunt în interiorul catedralei. Noi mergem și cu interiorul, lucrările de la demisol sunt în stadiu de finisare. Instalație electrică, sperăm și termică, plus amenajarea interioară, ca să putem deschide un spațiu de liturgic, îi spunem noi, adică un spațiu unde se va sluji Sfânta Liturghie în fiecare zi și apoi celelalte slujbe religioase. Reamintim că până acum au fost cheltuiți aproximativ 5 milioane de lei. Numai în acest an au fost alocați 400 de mii de lei de la Consiliul Local și Consiliul Județean Iași, sumă folosită la finalizarea boltei și armarea celor 3 turle. Primăria nu plătește facturile restante la utilități din bugetul local. Este răspunsul ferm dat astăzi la audiențe, chiar de viceprimărița Gabriela Nedelcu. Asta după ce tot mai multe persoane cu restanțe mari la plata serviciilor de salubritate, căldură sau apă și canalizare solicită bani de la administrația locală pentru achitarea lor. Este și cazul lui Dumitru Pașcu din Pașcani. Bărbatul a adunat în ultimii 2 ani o datorie de 600 de lei la Ecosalubritate și nu are bani să plătească facturile restante. El a venit la sediul administrației locale pentru a obține un ajutor financiar sau ștergerea datoriei. N-am cum să facem, că eu am mult timp plătit și abia mă ține să luam din datorie. Gaze, apă, mă rog. Am făcut și scrisoare și... Bărbatul a mai beneficiat de ajutor de urgență chiar luna trecută pentru efectuarea unei operații. I-am răspuns o dată și ei s-au acordat un ajutor de urgență pentru intervenția... Da, urmează soare. Pe 10 am rămas. Pe 10 octombrie. Reprezentanții administrației locale au spus că din banii publici nu pot fi achitate facturile personale și că a beneficiat deja de un ajutor financiar consistent. Singura variantă ar fi să încerce șalonarea datoriei pe baza unei înțelegeri cu conducerea societății de salubritate, astfel încât facturile să fie mai ușor de achitat. Nu pot să încalce lege. Dacă s-au acordat un ajutor social, nu putem da bani pentru... Nu-i permit legea. Anulat datorie financiară, pentru așa ceva nu există.
În acea situație sunt sute de familii. Conducerea de la Ecosalubritate spune că datoriile la gunoi nu pot fi plătite eșalonat, deoarece în Consiliul de Administrație nu a fost nicio hotărâre care să prevadă acest aspect. Menționăm că tot la audiențele de astăzi, un alt bărbat a cerut o casă de la primărie pentru că nu are unde sta. Cum administrația locală nu are de unde să dea locuințe, viceprimarul a spus că va interveni la azilul din Mircești, poate va fi primit acolo. Zeci de copii din Pașcani și-au dat întâlnire în viitor. În acest sfârșit de săptămână, mai exact, acesta este tematica cercetașilor din Pașcani care vor participa la deschiderea unui nou an. Astfel, pe parcursul a 3 zile, ei vor avea parte de întreceri, ateliere și multe surprize. Zeci de evenimente sunt programate în acest sfârșit de săptămână pentru copiii din Pașcani. Pentru nou început de an, cercetășesc vor avea parte de activități și provocări constructive. Evenimentul este programat să înceapă de mâine, 16 septembrie, la Muncel, la Tabără. După vacanța de vară, ca în fiecare an, cercetașii decid să reia startul activităților, dar nu oricum, ci printr-o activitate de amploare care se va desfășura între 16 și 18 septembrie în Tabăra Mică de la Muncel, ca și anul trecut. Tema evenimentului din acest an va fi viitorul, adică participanții vor trece printr-un portal spre o altă lume peste 1000 de ani, când vor fi crineeni. Astfel, de vineri și până duminică, cercetașii de toate vârstele vor intra în atmosfera Dacrineei, având ocazia să participe la activități antrenante organizate pe atelier în prima zi, dar și la întrecerile de duminică din cadrul Olimpiadei Cercetășești. De vineri până duminică, cercetașii de toate vârstele vor intra pe planeta Dacrinea și vor fi părtași la activități antrenante, cum ar fi sâmbătă avem ateliere și drumeții prin sat și prin păduri, iar duminică sunt jocurile din cadrul Olimpiadei Cercetășești. La deschiderea anului Cercetășești sunt așteptați invitații de la centrele din Iași, Bacău și, bineînțeles, părinții cercetașilor care au ocazia să fie alături de copiilor. Centrul local Crinii din Pașcani, înființat în anul 2009, are o bogată activitate legată de voluntariat și cuprinde în prezent aproximativ 100 de membri activi, copii de toate vârstele și lideri adulți. Cercetași activi din centrul nostru local, centrul local Crinii Pașcani suntem noi, activăm din anul 2009 și avem la momentul actual în jur de 100 de membri activi. Cercetășia este mai mult decât recreere, este educație pentru viață, un mod de a trăi și o mișcare cu impact semnificativ la nivel mondial. Cercetășia oferă tinerilor șansa de a se angaja în activități diverse, creează noi oportunități pentru aceștia, încurajează diversitatea și egalitatea, leagă noi prietenii. Cercetășia responsabilizează prin practicarea democrației, dezvoltă potențialul fiecărui individ și al grupurilor, responsabilizându-i și insuflându-le valori clare. Evenimente inedite în prima lună de toamnă la Târgu Frumos. Administrația locală organizează în perioada 23-25 septembrie ediția 4-a Târgului de Toamnă. Timp de 3 zile, pe splanada din centrul orașului vor fi expuse produse alimentare tradiționale, obiecte artizanale, iar locuitorii orașului vor putea vorbi cu meșterii populari prezenți la eveniment. Și cum la sărbătoare se ascultă muzică bună, sâmbătă, începând cu ora 18, pe scena special amenajată vor urca interprete de muzică populară. Cap de listă este Cornelia și Lupul Rednic, dar și îndrăgita cântăreață Laura Lavric. De departe noi zinim, măi dorule măi, cu voi să ne veselim. Ia să-l cui moldovenii, palaia și pălnicenii, tăi-re-re, diri-ri-ri-ri, da. Ia să Ioane, ca Suceava și Bacău, așa joacă neamul eu, tăi-re-re. Și tinerii vor avea parte de surprize muzicale. Până târziu în noapte, atmosfera va fi întreținută de Alina Eremia și Fly Project. Oh, baby, cum se face? Când mă vezi pe-n gând ce-ți place, dar vezi că roata se-ntoarce. Lista artiștilor a fost publicată astăzi de edilul orașului Târgu Frumos Ionel Vatamanu pe un site de socializare. Reamintim că pentru acest eveniment consilierii au alocat în ședința ordinară de luna trecută suma de 70.000 de lei din bugetul local. A venit toamna, iar piețele abundă de legume și fructe și clienții își fac timp pentru cumpărături, mai ales că gospodinele se pregătesc pentru a umple cămara cu tot felul de compoturi și dulcețuri sau murături, tocane și zacuscă. Prețurile sunt convenabile, iar în piețe sunt și producători, marfa fiind vândută la saci. Pentru o cămară cu câte ceva din toate, o familie scoate din buzunar câteva sute de lei. Vinete, gogoșari, roșii, varză, pepeni sunt doar câteva dintre produsele de pe listele gospodinelor în această perioadă. Cu ochii pe tarabele din piețe, femeile deja știu ce rețete vor să facă pentru ca bunătățile lor să reziste până în primăvară. Nu,
punem cu țeline normal, nu cu țeline, cu rădăcină de hrean și atât. Se păstrează pe iarnă sau? Da, se păstrează, pentru că trebuie să punem și arbuș, și... da. În fiecare dimineață, piețele și aprozarele sunt luate cu ansal de clienți. Nu prea multe. Întâi faceți piața, să zic, da? Da, mă uit, prețuri și apoi. Cum acum vi se par varză. Comparativ cu alții? Foarte bune, foarte bune. Nu mai trebuie să puneți murături sau mai bine le cumpărați? Acum zacus fac. Fac, pun murături. Gogoșar, ardei. Deci tot ce se pune... Zacuscă pentru... e pe listă? Este, este. Zarzavat. Deci, în general, ce trebuie pentru iarnă? Roșii, castraveți, de toate. Ce faceți cu produsul? Suc de roșii, tocană, orice. Bugetul alocat pentru cumpărături sunt de câteva sute de lei. Prețurile produselor în piața agroalimentară din zona Valea Pașcanului sunt... Un kilogram de cartofi costă 1 leu și 20 de bani. 1 leu și 50 de bani pe kilogram trebuie să scoateți pentru vinete, ceapă și roșii. Varza costă 2 lei kilogramul, ardeii 2 lei și 50 de bani kilogramul, gogoșarii 3 lei kilogramul, conopida 4 lei kilogramul și păstârnacul la același preț, țelina 5 lei pe kilogram, ardeii iuți 6 lei și 50 de bani pe kilogram, iar pătrunjelul 8 lei kilogramul. Dacă la comercianți acestea sunt prețurile la mici producători, ele sunt puțin mai scăzute. Fac și ofertă pe loc în funcție de cantitatea cumpărată. Este și cazul acestui bărbat din Costești. Avem ardeal capia de la Costești la 2,50 lei, roșii de hara, cum se spune, la 2 lei și roșii copăcel la 1,50 lei, pepe înverzi la 1 leu, la 60 de bani și de murat la 1 leu de verzi sau mai avem la 60 de bani vărgați. Ardei iuți pentru un gel, ardei gras la 1,50 lei, pentru un gel la 8 lei, ardei iuți la 4 lei. Împreună cu familia, Dănuț Miron muncește din iarnă pentru această recoltă. El spune că nu știe dacă își scoate banii pe cultură pentru că a bătut grindina și mai ales a fost secetă, dar și cumpărătorii aleg să cumpere de la supermarketuri. Muncim de pe 6 martie. Am făcut răsadurile în solar, după aia le-am transplantat la iuveții, după care în mai le-am scos în câmp și ne-am tot ținut de ele. Da, acum au bătut săcita peste noi și nu știm cum o să o scoatem la cap cu investiția. Rețete cu gogoșari în oțet, murături asortate, castraveți murați și vinete congelate găsiți pe site-ul bittv.info. Vineri, vremea va deveni din nou deosebit de caldă pentru această perioadă din an. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade. Cerul va fi variabil la senin, cu unele norări pe parcursul zilei, la munt și în sud-estul extrem. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 19 grade. În Pașcan, ziua de vineri se anunță a fi una în mare parte însorită cu 29 de grade Celsius în termometre. Minima zilei va fi de 14 grade la prima oră a dimineții. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi pe site-ul bittv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Ana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Numai bine!